Răspunsul la două comentarii interesante. Aberezi, crezi în Dumnezeu? Mulțumesc pentru astfel de comentarii și feedback. Este extrem de clar că informațiile care împărtășesc vine de o sursă de lumină și iubire cu vibrație extrem de ridicată și datorită vibrația care are astfel de informații și mesaje și energia care împărtășesc gâdile pe anumite entități și oameni care sunt conectați la lipsă de astfel de vibrații și energii. Știm cu toții foarte bine că această lume este o lume duală, creată de pozitiv și negativ, lumină și întuneric, căldură și frig, iubire și frică. Eu, ca și un suflet și corp, am ales să fiu printre acei voluntari care sunt acum aici pe pământ, să fim în categoria, să zicem, light workers, care aduc cât mai multă iubire, bucurie, pace, înțelepciune, binecuvântare, recunoștință și vibrație înaltă deasupra energia neagră sau darkness care s-a răspândit foarte mult ultima vreme pe pământ. Bineînțeles, sunt anumite oameni și entități care aleg să fie în categoria cei darkness și este ok. Singurul lucru care eu și noi putem să facem este să răspândim cu încredere absolută în sine nostru superior, în sursă, în Dumnezeu și să aducem cât mai multe lumină deasupra întunericului. Bineînțeles că întuneric nu-i convine noi să facem acest lucru, dar nu este absolut nicio problemă. Eu și noi iubim și respectăm întunericul. Știm că și întunericul are rolul lui în această lume și fără negativ, pozitiv nu are cum să există. Fără întuneric nu putem să definim în această viață ce înseamnă lumină și fără frig nu putem să apreciem ce înseamnă căldură. Așa că îți mulțumesc întuneric, mulțumesc Satana, îți mulțumesc cei care sunteți soldații energie neagră, care sunteți printre noi și ne ușurați nouă munca ca să iasă în mai multă evidență ceea ce facem noi. Intenția și misiunea mea acum aici, în această viață, în acest corp, ca și suflet, este să răspândesc adevărul divin prin comunicare divină și să ridic vibrația mea și datorită vibrația mea ridicată să afectez pozitiv în primul rând pe mine și apoi pe toți cei în jurul meu. Așa că încă o dată vă mulțumesc că existați printre noi și în acest univers. Să știți că noi vă iubim și vă respectăm, vă acceptăm așa cum sunteți. Te binecuvântez cu lumină și iubire pură, direct de la sursă.